Aici este articulația funcțională, da? Problema este că sunt afectate pachetele musculare și inferioare, de simplu coasta, și atunci lucrăm coasta, da? Și partea lombară, și atunci lucrăm de la articulația asta facultă, în zona lombară inferioară. Până pe aici, nu? Deci nu doar umăra. Am înțeles. De asta, logic. Că dacă aici mergeam... La umăr am zis că nu rugăm doar umărul. Da. Cu mâna. Da. Rugăm mâna. Și mi se pare corect să fac. Dar ai o legătură. Toată... Sigur. Și plus ceapa. Aici. Că de aici aplată. Da. Vedeți cu umărul, da? Bine. Așa că se vă puteți întinde mână și mâna asta și cealaltă. Nu? Deci asta ar fi o poziție de masat coasta. A doua poziție pentru masat coasta este așa numit de pupii lateral. Sau omul stă într-o parte. Hai să ne întoarcem într-o parte. Și vă rog un fel. Nu, aici între genunchi. Între genunchi, așa. Între genunchi. Ora asta. Așa. Da? De ce motiv îi ducem trena sub genunchi? Să împiedicăm răsucirea capului cervical la articulat. Hai să vom pleca, da? Și punem un pic pe ăsta. Da? O să rând că s-a dus, el face o mișcare de rotație, după să accentueze tunerea. Nu e corect matat. Și atunci, punem o pernă. E util de știut să recomandăm oamenilor care au dureri lombare și vor să doarmă și cât de cât confortabil. Să doarmă cu perna. Cu perna în picioare. Da? Da. Dacă doar pe burtă cu perna cu burtă și întinde, reduce... Eu dorm așa, dar din cauza căldurii, că transpiram, dar nu mi-am dat seama că e și bine. Da? Iar când doarme cu fața în sus, neapărat cu genunchi îngăiți. Deci o pătură făcută scurt și pusă sub genunchi. Genunchi îngăiți. Da?
Thank you.